¡Vamos también! Tătușează și la nebuni. Gata. Deci, da, ieri au fost ok, că a fost ziua jandarmeriei. Iar la Iași sunt impecabili oamenii. Noi le-am dat la mulți ani ieri. Eu le-am dat la mulți ani. Și noi le-am cântat la Iași la fel și au mers cu noi pe ploaie, că a plouat torențial acolo. Nu am nimic, am stat 4 ore, 5 ore, na, cât am putut. S-a stat și mi-a zis pe una acasă, zic că ne îmbolnăvim cu toții. Ne bagă la COVID. Oricum vă felicit din suflet pentru că deși voi nu aveți deși nu aveți restricțiile care sunt în capitală precum și prin Oltenia, pe unde mai sunt mă nasoale? În Constanța. Deci în Constanța cred că de fiecare dată când mă duc iau 2000 de lei amendă, mai dau 2000 de lei amendă. Bineînțeles că le contest. Bineînțeles că le contest. Nu știu, unele de 2-300 de lei n-am mai uitat să le contest. Dar ultima cât a fost 15.000 de lei. Nu, aștept să mă duc acasă să văd dacă mi-au dat-o. Dacă mi-au dat-o am depășit 10.000 de euro. Aia e ce zic. Da. Avem noi un rom aici cu un tip de înțeles că nicio televiziune nu a mai dat vreun protest azi. La Iași a fost un protest foarte mare. Nu era fost, dar lumea n-a știut cum să-l luat. Câți bani au luat? 160 de milioane de euro și cred că le mai dă. Cine că le mai dă, da. Nu le mai dă. Nu. Nu știu dacă ați văzut, s-au îndreptat, eu n-am mai avut voie să mai apar. Deci singura televiziune la care am putut să mai apar, dar nu pe telefon, a fost România TV. Și în scurte intervenții. La restul nu mai am voie să apar. Și au mers cu imaginea către alți lideri ai protestatarilor, în speță domnul Diplan. Domnul Diplan, care, dacă o să urmăriți, înregistrarea de pe OCHR din vara, din toamna trecută, nu, din vară, nu poate momenta faptul că prin 90 și ceva a fost printre primii bursieri Soros din România, al doilea din țară. Ulterior, domnul a plecat în Statele Unite, s-a angajat la Microsoft, unde a stat vreo 20 de ani, nu știe nimeni ce a făcut pe acolo, s-a întors în România, pot că mi-au făcut niște prieteni cont pe Telegram, trebuie să pot să-l folosesc. Și mai e la Miui, mai e VK-ul, tot Facebook, gen Facebook, VK-ul e al rușilor, seamănă un pic de România, și care este o hidră, că nu vă puteți închipui ce caracatițe. Deci, o știam ca avocat. De acolo, că de-aia nu le convine că sunt acolo. Deci ce e înăuntru, nu că parlament, nu guvern, ce e în consiliile județene, ce e în primării. Băi, ce pânză de păianjă că aia o rupt? Nu, e năvod. Uși din fața mea. Așa m-au pus, pe rândul lor. Ok. Și vine și spune, du-te tu și spune, du-te tu și spune, ia-te de ei, spune. Bă, dar zic voi de ce nu spuneți? Noi n-avem voie, tu poți, tu ești liberă. Deci PSD-ul nu e liber. Nu au dreptul de liberă exprimare. La ei acolo este dictatură, este chiar dictatură, e o dictatură în Parlament. Dar avem noroc cu Facebook-urile și cu astea, că putem să, ați văzut, pun pe live. Și așa aflați ce se întâmplă. Când va dispărea Facebook-ul, intrați pe MeWe sau deci MeWe, Telegram, sunt conturi, e și contul Diana Iovanovici Oșoacă. Da. Apropo, că am văzut că au apărut 11.000 de ce vă rog, când o să vedeți persoane care au rude decedate în spital, vezi Doamne COVID. Nu îi mai luați din spital. Vă duceți imediat la poliție și faceți plângere penală, da? Pentru omor, da? Și cereți autopsie și examen de gripă. Îți transmite, după ce moare, îți transmite gripa. Deci, COVID-ul este o gripă. Dacă o iei din gripă, da? Și o tratezi, n-ai nicio problemă. Uitați-vă la doctor.
Este macabru ce se pare. Hai să vă arăt un sac în care se mormântează oamenii. Am să vă rog să-l tipăiți, să vedeți ce fal e. Da? Se trage. Da? Se trage ăsta. Și când te duci să-ți recunoști mortul, îți dă doar așa un pic aici să-i vezi capul. Și cam asta e. După ce că e ăsta atât de gros, își pune mâna să vedeți cât de gros poate să fie. E cumplit de gros, da? Îi mai pune încă unul. Da? Da? Îl stropește cu tot felul de substanțe. Întâmplător, am asistat la deschiderea unui coșciu care conținea așa ceva. N-am să spun unde, treaba mea. Vreau să vă spun că mirosul de substanțe n-are nicio legătură cu formulul. Eu am făcut medicină legală, am fost și pe vreme mama mea mă lua la autopsie de când aveam 6 ani. Deci sunt obișnuit. Știi despre voi mult, peste sute de ani. Istoria o scriu învingătorii, trebuie să și învingem pe învingem, hai că... De data asta, cultura și justiția absolută va rescrie și va învinge prezentul și va cuceri viitorul ca să ne creăm suprema. Cine să trăiască, cine să trăiască, Gabriel să trăiască, Gabriel să trăiască, la mulți ani! 18 ani, bravo! Ai tot vitorul, poți să-i fie. Hai să facem poza acum, să-i fie Diana la povei.